Să știți că am la fel de multe emoții ca oricare dintre dumneavoastră și ca oricare dintre părinți, pentru că am fost și elev și sunt și părinte. Mă încearcă de fiecare dată aceleași emoții, pentru că mă uit în partea dreaptă la clasa 8-a, mă gândesc primul an când am fost ales primar, acum 7 ani de zile, erau la început. Deci împreună toți acești 7 ani pe 8 acum, am parcurs diferite etape de dezvoltare a acestei unități de învățământ. În mod deosebit și în mod special, am cele mai mari pretenții la cei de clasa 8-a. Cu siguranță este prima generație de care m-am ocupat de la clasa 1 și până la clasa 8-a și sper că nu v-a lipsit absolut nimic din cele necesare pentru a avea rezultate deosebite, pentru că acesta e motivul pentru care investim aproape 50% din bugetul comunei în învățământ. Mă uit la cei de clasa 1 sau cei de clasa 0, acum mai nou așa, bobocei. Știu că viața trece foarte repede, timpul trece foarte repede, așa că pentru fiecare an în care trebuie să ajungă până în partea dreaptă la clasa 8-a, trebuie să asimileze cât mai mult, pentru că școala, educația ne poate crea o viață sau vă poate crea cu siguranță o viață mai bună și frumoasă. Faptul că nu avem abandon școlar în Comuna Peștera este o mare onoare pentru mine și o reușită pe care mi-am propus-o de la prima mea întâlnire cu școala. Știu că sunteți mândri că învățați în asemenea condiții pe care, cu greu, să știți, din taxe și impozite, alocăm aceste resurse școlilor. Cadrele didactice în această perioadă, vreau să spun că sunt de cea mai bună calitate. Sunt foarte atent la actul educațional, pentru că știți că voi sunteți cei mai importanți pentru mine, copiii, da?